Doamnelor și domnilor, bun găsit în cadrul unei noi ediții importante. Invitatul emisiunii de astă seară este vicepreședintele Parlamentului, domnul Valeriu Ghileschi. Bună seara, domnul Ghileschi, și să fie de bine prezența dumneavoastră la noi în emisiune. Bună seara și mă bucur să ne întâlnim aici la Important pentru prima oară cu dumneavoastră. Într-un ceas bun, cum zic și cei mai în vârstă, dar și noi cei care precedăm aceste zicări. Domnul vicepreședinte, să procedem la discuție de fapt de la ceea ce ar însemna cooperarea externă a Republicii Moldova cu partenerii externi în contextul de fapt a alegerilor parlamentare, dar și asociat vizitei celor 5 senatori ai Statelor Unite ale Americii, da, care au fost în Parlament ieri. Da. Așa? Bine, potrivit unui comunicat de presă emis de Parlament, discuțiile au fost purtate în jurul riscurilor ce țin de securitate, dar și vis-a-vis de zonele vulnerabile, așa, a Republicii Moldova și despre creșterea economică. Cred că nu am scăpat nimic din acest fir. Așa este. Domnul Ghileschi, de fapt, care ar fi obiectivele comune a Republicii Moldova și a Statelor Unite ale Americii, așa, prin care se încearcă apropierea relației de cooperare în prag de alegeri parlamentare? Bine, vizita acestui grup de senatori, într-adevăr, ține de câteva elemente cheie pe care le-ați menționat. E vorba de securitate, e vorba de cooperare economică. Președintele Comisiei pentru Securitate din Senat a fost prezent împreună cu alți senatori. Noi am discutat și despre un proiect de declarație care este înregistrat în Senatul Statelor Unite și urmează să fie pus pe ordinea de zi, sperăm până la sfârșitul acestei sesiuni. Vizita lor în Moldova, de fapt, e și o continuitate a relațiilor noastre bune cu Statele Unite ale Americii. Avem un parteneriat bun. Am avut vizite în Statele Unite, au fost vizite la nivel de Parlament. Actuala legislatură n-a organizat o vizită, dar în celelalte două legislaturi am fost în aceste delegații în Statele Unite, am fost președintele grupului de prietenie cu Statele Unite. Deci, repet, această vizită ea nu a făcut decât să aprofundeze, să întărească relațiile noastre cu Statele Unite. Noi am discutat în cadrul discuțiilor despre aceste provocări legate de securitate. Suntem aici într-o zonă unde suntem mai vulnerabili, ne referim și la amenințări ce țin, spre exemplu, de războiul din estul Ucrainei, de anexarea ilegală a Crimeei, adică sunt anumite provocări de ordin fizic, putem spune, dar sunt și, așa cum vorbim noi, legate de un război hibrid, de provocări de ordin informațional. Federația Rusă, în acest caz, deseori este implicată, este suspectată că încearcă să se implice în procesele interne ale diferitor țări. Noi suntem în pragul unei campanii electorale și am vrea să ne asigurăm că această campanie se va desfășura în mod liber, se va desfășura fără amestec din afară a oricărei țări. Deci s-a vorbit despre acest lucru pentru că în Statele Unite se finalizează o anchetă legată de implicarea Federației Ruse în așa zisele alegeri, dar senatorii ne-au spus că ei așteaptă și ei finalizarea acestei anchete și nu este vorba doar despre alegeri, ci este vorba despre așa, așa cum ziceam, un anumit război hibrid care astăzi se dă pe mai multe paliere. Ei ne-au promis că vor împărtăși cu noi experiența lor din moment ce această anchetă va fi finalizată, vor fi trase anumite concluzii, sunt gata să le împărtășească cu noi. Am reconfirmat faptul că avem nevoie unii de alții, adică într-o lume în care există atâta amenințare la adresa securității, comunicarea este foarte importantă, comunicarea pe platforma serviciilor speciale, comunicarea pe platforme, inclusiv parlamentară, ca să putem face față tuturor acestor provocări. Și evident s-a vorbit și despre partea economică. Noi am reiterat din nou disponibilitatea și deschiderea noastră pentru investiții din partea Statelor Unite ale Americii. Adică ne bucurăm să avem... Până la investiții și la aspectele ce țin de economie, pentru că avem în jos o emisiune, adică a desfășura acest subiect mai meticulos.
Tangent la aceste discuții, pentru că un alt subiect a fost cooperarea dintre Moldova, Georgia și Ucraina pentru fortificarea poziției acestora în arena internațională. Care este poziția oficialilor americani vis-a-vis de parcursul european al Republicii Moldova la ziua de astăzi? Bine, ei susțin parcursul european al Republicii Moldova. Ei susțin și formatul acesta trilateral, Republica Moldova, Ucraina și Georgia, apreciază sprijinul care a venit din partea țărilor baltice și a Poloniei și a României, pentru că sunt țări membre NATO, țări care joacă un rol de stabilizare, un rol legat de menținerea securității aici în regiune. Așa că ei s-au arătat deschiși, au salutat această inițiativă trilaterală și sunt gata să o susțină prin, așa, prin relații de parteneriat și măsura în care ar putea ei oferi un sprijin oricare, sunt deschis să-l ofere. Cel puțin la nivel de comunicare au manifestat o deschidere și au zis că înțelegem care sunt aceste provocări. Am folosit așa o metaforă în discuție cu ei, pe care ei au apreciat-o, spunând că nu suntem în aceeași barcă. Și atunci când ești în aceeași barcă, e important să menții barca în așa fel încât ea să nu se scufunde, să nu se răstoarne. Deci noi suntem, repet, cred că într-o barcă comună când ne referim la valorile pe care le împărtășim. Democrație, libertate, stat de drept, etc. De fapt, și întrebarea venea pe fondul parcursului încetinit la această etapă sau în acest an electoral, parcursului european, și care este poziția acestora vis-a-vis de această, acest ritm deja încetinit, pentru că reforme se fac, de alegeri ne apropiem, tot cu pași rapizi. Bine, Statele Unite au o poziție puțin diferită de Uniunea Europeană. Totuși, Statele Unite, ei sunt o țară. Uniunea Europeană reprezintă 28 de țări, dacă va pleca Marea Britanie, vor rămâne 27 de țări. Politica Statelor Unite, inclusiv politica externă, politica ce ține de securitate, ea e mai previzibilă, este mai clară decât politica Uniunii Europene, care, din nou, e... ai o uniune de țări și nu este ușor să vii cu anumite mesaje. Deci, prin urmare, noi am vorbit mai mult de relațiile noastre cu Statele Unite. Integrarea europeană a fost menționată, dar a fost menționată la modul general. Noi nu am intrat în discuții cu ei ce ține de sistarea acordării suportului macrofinanciar sau obiecții pe care le are Uniunea Europeană vis-a-vis de modificarea codului electoral. Toate aceste lucruri nu le-am discutat pentru că probabil nici nu era relevant și potrivit să le discutăm cu cei din Statele Unite. Noi nu avem în relațiile cu Statele Unite, adică nu au existat aceste subiecte pe masă de discuții. Dar aveți dreptate, parcurgem o perioadă așa mai dificilă în relația noastră cu Uniunea Europeană. Relația noastră cu Uniunea Europeană a fost afectată datorită acelor condiționalități de ordin politic legate de schimbarea codului electoral, anularea alegerilor primarului municipiului Chișinău. A mai intervenit și, iată, acești 7 profesori turci care au fost îndepărtați de pe teritoriul Republicii Moldova. Adică sunt câteva elemente de ordin politic care au, să zic așa, au îngreunat, au cumva au afectat relațiile noastre cu Uniunea Europeană, dar eu totuși rămân optimist. Adică dacă ne uităm în istoria relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, noi am avut perioade mai bune, perioade mai puțin bune. Eu cred că noi vom avea din nou perioade mai bune, poate chiar și mai bune, decât am avut în trecut. Depinde de noi, depinde și de modul cum Uniunea Europeană înțelege procesele politice care au în Republica Moldova astăzi. Și eu cred că foarte mult va depinde de modul cum vor fi desfășurate următoarele alegeri parlamentare. Așa, de fapt, alegeri parlamentare versus sprijin financiar european, vorbind în replică, așa, mesajul dumneavoastră.
Probabil ați citit replica europarlamentarului domnului Mureșan, care și comunică că relațiile dintre Uniunea Europeană și guvernul de la Chișinău n-a fost mai rău niciodată din 2009 încoace. De fapt, ce mai poate schimba atitudinea oficialilor europeni în raport cu Republica Moldova? Probabil după alegeri, pentru că până la alegeri deja este un parcurs deja aglomerat cu o altă agendă. Haideți, în primul rând, eu cred că opinia domnului Mureșan este opinia domnului Isaac. Ea poate fi subiectivă, mi se pare că este subiectivă, el reprezintă un punct de vedere politic. La nivel instituțional, noi totuși avem comunicare cu Uniunea Europeană. Noi nu am oprit această comunicare, noi continuăm relațiile de ordin economic, exporturi din Republica Moldova spre țările Uniunii Europene au loc în baza acordului de asociere, noi continuăm să implementăm acordul de asociere. De ce zic că este subiectiv? Pentru că mi se pare că cea mai tensionată perioadă pe care am avut-o sau așa o perioadă mai dificilă a fost aprilie 2009. Adică domnul Mureșa probabil a uitat de ce s-a întâmplat în aprilie 2009, atunci când toate instituțiile europene au cerut Republicii Moldova după evenimentele din aprilie ca să fie investigat tot ce s-a întâmplat, să ne asigurăm că alegerile s-au fost libere și corecte, n-au fost fraudate. De aici spuneam că sunt perioade mai bune, mai puțin bune. Noi astăzi nici pe aproape nu suntem în perioada lui aprilie mai 2009 în raport cu Uniunea Europeană. Da, e o perioadă, așa cum spus, mai dificilă pentru că datorită schimbării codului electoral, datorită anulării alegerilor, au intervenit din partea Uniunii Europene, adică ei au ridicat semne de întrebare. Eu personal am ridicat semne de întrebare vis-a-vis de anumite lucruri care s-au produs în Republica Moldova, dacă vorbim de anularea alegerilor. Și pe lângă aceasta, să nu uităm că la anul vor avea loc alegeri în Parlamentul European, adică și componența Parlamentului European va fi reînnoită. Mie mi se pare că și acest element trebuie să-l luăm în calcul dacă vorbim despre relația noastră cu Uniunea Europeană. Deci noi avem alegeri parlamentare în Republica Moldova, avem alegeri în Parlamentul European, atât în Republica Moldova va fi formată o nouă guvernare, nu știm exact cum va arăta ea, la fel se va întâmpla și în ce privește Uniunea Europeană, adică Comisia Europeană, noi comisari, probabil va fi schimbată, modificată cel puțin și majoritatea în Parlamentul European, în baza căruia vor fi formate de nou structurile europene. Sunt mai multe întrebări la care astăzi nu avem răspuns. De aceea este dreptul domnului Mureșan să facă anumite constatări. Aceste constatări nu au fost făcute de oficiali care reprezintă astăzi, nu au fost făcute de domnul Juncker, deci de președintele Consiliului European, adică dacă ar fi venit din partea unui oficial, probabil că greutatea ar fi fost mai mare. Dar așa este opinia unui eurodeputat, la fel cum probabil și eu, ca și deputat în Republica Moldova, pot să exprim opinia mea vis-a-vis de relațiile cu Uniunea Europeană. Domnul vicepreședinte, voi coborî puțin în jos la vizita acestor oficiali senatori, așa, potrivit corespunzătorul unor surse parlamentare. Oficialii americani, mi-am și indicat, vor să se informeze despre exponenții interne ale altor țări care ar dori să schimbe guvernarea statului Republica Moldova, așa, și gestiunea acesteia din exterior. Întrebarea ar fi, acești exponenți tind a produce un război hibrid politic pe fonul, iată, unor orchestrări din arena politică din exteriorul țării? Vedeți, în special după anexarea ilegală a Crimeei, relațiile Uniunii Europene cu Federația Rusă s-au tensionat foarte mult. Cunoașteți că Uniunea Europeană a impus o serie de sancțiuni Federației Ruse. La nivel de Consiliul Europei, de asemenea, au fost impuse sancțiuni prin lipsirea de dreptul la vot a delegației Federației Ruse la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Apropo, la ultima sesiune am avut discuții foarte ferbinți legate de modificarea regulamentului adunării parlamentare a Consiliului Europei.
domnul secretar general, domnul Iagland, a venit cu o propunere prin care s-a încercat modificarea acestui regulament, astfel încât să deschidem posibilitatea ca, începând cu ianuarie anul viitor, delegația Federației Ruse să revină la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Anul viitor este un an important pentru Consiliul Europei, datorită faptului că va fi ales un nou secretar general. Deci sunt anumite decizii importante la nivel pan-european, dacă ne referim la Consiliul Europei. Și aceste tensiuni, ele evident s-au materializat într-o luptă, luptă politică. Federația Rusă utilizează și ea toate instrumentele pe care le are în țările membre ale Uniunii Europene, în țările membre ale Consiliului Europei. Cunoașteți probabil acea decizie a Greciei de a expoza un număr de deputați, de diplomați ruși, din cauza că când în Parlamentul Greciei s-a votat acordul cu Macedonia privind schimbarea denumirii, și Parlamentul Macedoniei a votat săptămâna trecută sau la începutul acestei săptămâni, deja am uitat exact, modificarea Constituției privind schimbarea denumirii, schimbarea denumirii și acordul dintre Grecia și Macedonia deschide drumul pentru Macedonia în Uniunea Europeană și în NATO. Evident, Federația Rusă a fost nemulțumită de acest lucru. Deci vedem că Federația Rusă, bun, din punctul ei de vedere, probabil justificat, încearcă să se implice în aceste procese, apărându-și, așa cum înțeleg ei, interesele lor strategice, economice, politice. Și toate acestea duc la anumite colizii, adică vedem, ba într-o țară, ba în altă țară, apar aceste colizii, apar aceste tensiuni și tendințe pe care nu poți să le ignori. De aceea, în cadrul discuției pe care am avut, și noi am menționat aceste lucruri și suntem conștienți că Republica Moldova, fiind aici în acest spațiu geopolitic, este și ea afectată de acest război hibrid, de această tensiune care s-a creat pe de o parte între Federația Rusă și pe de altă parte țările occidentale. A fost o perioadă când Federația Rusă a anunțat și ea că și-ar dori să facă parte dintr-o mare Europa. Și atunci Europa trebuia să înceapă din Portugalia și să termine la Sahalin, dar ulterior și-a schimbat viziunea asupra modului cum trebuie să arate Europa. S-a pornit acest război informațional, un război politic, și iată, astăzi vedem mai multe focare de tensiune și, așa cum vă spuneam, anexarea Crimeei cred că a culminat și, de fapt, așa a tensionat extrem de mult relațiile dintre Federația Rusă și țările Uniunii Europene, cât și Statele Unite ale Americii. Și atunci, aceste interese cât de mult pun în zonă de risc alegerile parlamentare din februarie 2019? Cât de mult îmi vine greu să spun, dar cu siguranță că suntem vulnerabili. Și atunci, conștientizând acest lucru, înseamnă că ar trebui să întreprindem măsurile care se impun pentru a ne proteja. Pentru a ne proteja de punct de vedere informațional. Și am votat acele legi pentru care am fost criticați, antipropagandă, adică vrem să oprim acest război propagandistic care este dezlănțuit. Vrem de asemenea în aceste alegeri parlamentare să ne asigurăm că nu vor fi utilizate. Noi, de fapt, mai înainte am introdus aceste modificări, nu vor fi utilizate persoane din alte țări și în cazul dat nu am făcut deosebire. Adică, vă amintiți, în ultima campanie electorală prezidențială, dacă nu greșesc, domnul Dodon avea portrete alături de domnul Putin și atunci vrem să închidem și această, să zic, modalitate de a influența rezultatul alegerilor. Se discută foarte mult despre finanțarea din afară a partidelor politice. Pe de o parte, lucrul acesta ar fi justificat. Comisia de la Veneția a spus că, având în vedere că Republica Moldova are o diasporă foarte mare în afara hotarelor noastre, cetățenii sunt în drept, atât cei din afară cât și cei din țară, să susțină partidele politice, să susțină partidele în care au încredere.
Problema se intervine, noi nu putem controla și noi nu știm dacă banii care vor veni de la cetățenii care se află în Federația Rusă sunt bani câștigați de ei, bani pe care îi donează sau bani care vin pe alte căi obscure pentru a finanța anumiți actori politici în Republica Moldova. Deci rămânem rezervați la acest capitol și la ora actuală am decis să nu deschidem calea de finanțare a partidelor din exterior, pentru că această finanțare din exterior, evident, unii zic că sunt cetățeni mulți în țările Uniunii Europene și acolo poate pericolul ar fi mai mic. Dar nu poți să deschide finanțarea din partea celor care se află în Uniunea Europeană și închide finanțarea din partea cetățenilor care se află în Federația Rusă, pentru că ar fi o abordare incorrectă, una discriminatorie. Deci acestea ar fi iarăși câteva elemente. Ai antipropaganda, nu am permis utilizarea simbolurilor liderilor altor țări în campanie electorală, nu permitem finanțare din exterior pentru concurență electorală. Acestea sunt măsuri care, să zic așa, opresc posibile intervenții din afară în procesul electoral. Vorbim despre Est, dar vorbim și despre Vest. Și comunicând, de fapt, și la ceea ce avem și în procesul în care suntem, adică în procesul așa de integrare europeană, dacă îl putem numi la ziua de astăzi așa, de fapt, calea spre Uniunea Europeană, domnul Ghelețchi, ar fi prin unire sau prin agenda de la Washington? Bun. Evident că există și o asemenea posibilitate. Teoretic, noi putem să ne integrăm Uniunea Europeană ca un stat independent, suveran, așa cum suntem și astăzi. Și integru, da. Avem exemple, vă spuneam, despre Macedonia, în urma acestui vot din Parlament și acordului semnat cu Grecia, ei au deschis această posibilitate. E o posibilitate deschisă și pentru alte țări din Balcani. Ne-am dorit și noi să intrăm în pachetul Balcanilor, dar nu am intrat, din păcate. E o cale pe care ați menționat-o, unii consideră că prin unire cu România ar fi cea mai scurtă cale de integrare în Uniunea Europeană. Teoretic așa arată, problema este această cale nu-i susținută de majoritatea cetățenilor. Am remarcat și cu alte ocazii, noi putem discuta despre unire, nu sunt de acord cu domnul Dodon, spre exemplu, care consideră că uniuniștii trebuie scoși în afara legii. Fiecare cetățean are dreptul la propria viziune, propria opinie când este vorba de viitorul acestei țări. Inclusiv ne putem referi și la NATO, adică sunt cetățeni care consideră că Republica Moldova ar trebui să facă parte din NATO, dar trebuie să înțelegem cu toții că aceste lucruri pot deveni reale dacă sunt susținute de majoritatea cetățenilor. Fie că vorbim de unire, fie că vorbim de NATO, chiar dacă vorbim și despre integrare în Uniunea Europeană. Nu putem vorbi despre integrare în Uniunea Europeană dacă nu avem sprijinul majorității cetățenilor. Norvegia, spre exemplu, au avut, dacă nu greșesc, două încercări, au organizat două referendumuri și ambele au falimentat. Adică Norvegia, deși autoritățile norvegiene considerau că e bine să fie Norvegia partea Uniunii Europene, Uniunea Europeană a fost deschisă pentru aderarea Norvegiei, cetățenii n-au susținut acest lucru. Așa că, din nou, fie că vorbim de unire, fie că vorbim de integrare în Europeană, fie că vorbim de aderarea la NATO, toate aceste posibile căi de dezvoltare a Republicii Moldova sunt posibile doar dacă sunt susținute de cetățeni. O întrebare, de fapt, culeasă de la cei care ne urmăresc la micile ecrane, probabil, cum se explică totuși apropierea tot mai evidentă a forțelor politice de la Chișinău și factorii decizionale așa din Statele Unite ale Americii, mai ales în anul acesta, pentru că vizitele fie pleacă oficialii noștri, fie ca și în cazul vizitei acestor 5 senatori, vin aceștia la noi. Eu am făcut o mențiune un pic mai devreme, spunând că... Pe lângă acele principii și valori și obiective democratice. E vorba de Statele Unite. Statele Unite sunt o țară. Statele Unite e o putere și e, practic, cea mai puternică țară astăzi în lume. Militar, politic, financiar vorbind.
Statele Unite au o politică externă mult mai coerentă decât Uniunea Europeană, care încearcă, pe de o parte, să vină cu politica sa externă, eu mai numesc politică de vicinătate în raport cu Republica Moldova. Pe de altă parte, statele membre ale Uniunii Europene au totuși libertatea să promoveze propria lor politică externă. Aici e diferența aceasta despre care vorbeam. O să vă exemplific și, prin următorul exemplu. În 2015, noi am avut acea criză financiar-bancară care a dus la căderea guvernului condus de Valeriu Streleț, ultimul guvern care a fost demis. Și când eram propriu-zis în pragul unor alegeri anticipate, cei care au susținut formarea unui nou guvern, deși el a fost criticat, modul cum s-a format majoritatea, nu avem timp să intrăm în aceste detalii, dar cei care au susținut formarea acestui guvern și evitarea alegerilor anticipate au fost Statele Unite ale Americii. Deci guvernul condus de domnul Pavel Filip s-a format având acest sprijin din partea guvernului Statelor Unite ale Americii și a României. Pentru că Uniunea Europeană atunci n-a avut un mesaj clar. Uniunea Europeană a zis, ține până la urmă de decidenții politici din Republica Moldova. Vor fi alegeri anticipate, înseamnă că noi vom respecta rezultatul acelor alegeri. Statele Unite a venit pe o altă poziție. Ei înțelegeau foarte bine că alegerile anticipate la începutul anului 2016 ar fi adus la guvernare în Republica Moldova forțe ostile Occidentului, forțe ostile Statelor Unite ale Americii. Și atunci ei au încurajat Parlamentul, au încurajat, să zic, majoritatea pro-europeană să formeze un guvern. Prin compromis, cum e posibil, dar în loc să declanșăm alegeri anticipate, era mult mai bine să avem un guvern. Deci, iată, vedeți cum aceste nuanțări vorbesc despre diferența politicii externe pe care o promovează Statele Unite ale Americii și politica externă pe care o promovează Uniunea Europeană. Pentru că, repet, la nivel de Uniunea Europeană există o tendință, sau să zic așa, un mesaj legat de politica externă. Dar să nu uităm că Uniunea Europeană este compusă din țări suverane, independente, care au propria lor politică externă. Și atunci se merge pe bilaterală, fie că e vorba de România, e vorba de Germania, e vorba de alte țări membre ale Uniunii Europene. De fapt, pentru că deja de câteva ori s-a comunicat de la tribuna ONU despre vulnerabilitatea securității Republicii Moldova, așa să zicem, datorită sau în contextul prezenței trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova, dar și a munițiilor aflate pe acest teritoriu. Se pretinde fortificarea, iată, ca urmare și a discuției de ieri purtată cu cei oficiali americani, fortificarea alături de Georgia a relației cu Ucraina. Așa? În 10 octombrie 2018, adică anul acesta, adjunctul NATO, și mi-am și indicat pentru planificare, apărare și planificare, fiind în vizită la Chișinău și întâlnindu-se așa cu domnul ministru, domnul Sturza, ministrul apărării, Republica Moldova a semnat un memorandum de intenție privind cooperarea tehnică militară, de așa, cu compania de stat din Ucraina. Așa, pentru că nu și mi-am indicat. Care ar fi atunci garanțiile, de fapt, ferme de la Kiev aduse fortificării securității Republicii Moldova, diminuând conflictul transnistrian și oarecum neprovocând autoritățile ruse prin cumpărarea, așa, de la autoritățile ucrainene a munițiilor sau a armamentului? Bun. Noi iarăși revenim la un context geopolitic în care suntem. Noi, spre exemplu, mai mulți ani de zile am încercat să facem anumite progrese pe segmentul soluționării conflictului transnistrian. Ne-a fost dificil pentru că Ucraina de multe ori fie lua așa o poziție pasivă, fie era pe poziția Federației Rusie, și doar după ce a fost anexată ilegal Crimeea, după ce a fost declanșat un conflict militar în estul Ucrainei, Ucraina ne-a înțeles pe noi mult mai bine. Și atunci, începând, să zic, cu acele evenimente triste pentru ei,
noi avem o colaborare mult mai bună. Dacă vă amintiți, au fost deschise puncte comune de control. La Cuciurgan, acum avem și la Palanca și există intenția și un plan de a avea puncte comune de control pe toată, să zic așa, pe tot perimetrul frontierii noastre cu Ucraina. Pentru că partea de frontieră cu Ucraina, care este în stânga Nistrului și e controlată de autoritățile nerecunoscute ale Transnistriei, până acum n-a fost controlată de noi. Deci e un element care asigură securitatea Republicii Moldova. Și acest lucru, repet, a fost posibil în urma ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Acum avem această adunare interparlamentară, Moldova, Ucraina, Georgia. Noi, cu sprijinul Statelor Unite, putem avea o comunicare și o colaborare mult mai bune pe domeniul securității în cazul dat. Am folosit acea metaforă mai devreme, suntem în aceeași barcă. Ei, cu Ucraina chiar suntem în aceeași barcă. Suntem alături, suntem țări vecine, noi avem un conflict înghețat, ei au o parte din teritoriu ocupat de Federația Rusă, au o parte de teritoriu unde au un conflict încă nici nu-i măcar înghețat, e un conflict militar încă așa, relativ activ. Deci, prin urmare, colaborarea pe domeniul securității, eu cred că este binevenită și e în interesul securității ambelor țări. Aceasta nu înseamnă că noi vrem să îi declarăm război Federației Rusiei, doamne ferește. Nimeni, cel puțin Republica Moldova, și de câte cunosc nici ei din Ucraina, nu au intenții de a provoca Federația Rusă sau a declanșa un război cu Federația Rusă. Suntem pentru pace. Dar vrem să ne apărăm integritatea noastră, vrem să ne apărăm securitatea propriilor cetățeni. Și pentru a ne apăra integritatea teritorială, pentru a apăra securitatea cetățenilor noștri, pentru a asigura că e pace în țară, avem nevoie de această colaborare, avem nevoie de un parteneriat bun cu Statele Unite, care sunt o voce puternică în acest sens și ne sunt partenerii de nădejde pentru a asigura, repet, securitatea și pacea în țările noastre. De la parteneri externi de dezvoltare la vectori geopolitici de dezvoltare discutăm, dar dacă nu sunteți împotrivă, după o scurtă pauză de publicitate. Da. Publicitate, vă rog. Doamnelor și domnilor, bună seara, reveniți după publicitate. Domnul vicepreședinte, fiind de fapt într-un an de pline reforme prin care trece Republica Moldova, pe lângă faptul dacă este un an electoral și ne aflăm într-o etapă finală acestui an electoral, ce avem la capitolul reforme ale armatei și de fapt ce cheltuieli sunt asumate pentru apărare? Bun. Noi, la capitolul armată, nu cred că în acest mandat vom reuși să facem mari reforme. Am văzut că Partidul Democrat a anunțat o reformă sau o intenție de a trece la armată profesională. Noi nu am discutat în cadrul coaliției acest subiect. E dreptul oricărui partid să vină cu propria viziune ce ține de reforma armatei. Nu este parte a programului de guvernare actualului guvern, dar cu siguranță că armata cere o abordare nouă sau problema armatei. Eu cred că este important ca noi să oferim un sprijin armatei atunci când e vorba de domeniul sau aspectul profesional. Aici, din nou, Statele Unite, alte state membre ale NATO ne pot fi de ajutor pentru a avea un personal militar calificat, bine instruit, care ține cont de toate provocările moderne. Și la capitolul echipării, dotării forțelor armate, cred că tot partenerii ne pot veni în ajutor. Dar în ce privește unele probleme care se confruntă astăzi armata, ține și de dimensiunea economică. Adică noi am vrea să oferim salarii mai mari, pensii mai mari și în armată soldaților condiții mai bune, cazarme mai bune, ofițerilor, dar astăzi ești limitat de posibilitățile financiare pe care le ai.
nu putem investi sume prea mari astăzi în așa modernizarea armatei, deoarece avem încă venituri destul de modeste la bugetul de stat. Domnule, să vorbim puțin și despre activitatea legislativului, dacă sunteți împotrivă. Vector extern de dezvoltare, de fapt, dar și poziția parlamentarilor aici, așa, în calitate, de fapt, de vicepreședinte a Parlamentului, cum apreciați situația în legislativ asumată pe contul disputelor acelui proiect al Partidului Democrat de introducerea sintagmei de integrare europeană în Constituție versus poziția celor partide care se declară pro-europene, dar care până la urmă nu și-au asumat sau nu au participat cu un vot într-o susținere acestui proiect? Da, bine, toți vorbesc că e proiectul Partidului Democrat, dar acest proiect a fost semnat și de deputații din grupul parlamentar european. Adică e un proiect comun al coaliției de guvernare, putem spune așa. A fost un proiect comun al coaliției de guvernare. Noi am discutat în cadrul coaliției, am reieșit din necesitatea reafirmării cursului de dezvoltare a țării. Am considerat că votarea acestei modificări la Constituție va transmite un mesaj bun atât în plan extern cât și în plan intern. Regret că colegii din partidele pro-europene, în cazul dat vorbim Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, au refuzat să voteze această modificare. Am ascultat cu atenție argumentele lor. Pe alocuri, argumentele lor sunt valide. Nu neg multe critici care au fost aduse în adresa modului cum este implementat acordul de asociere legat de probleme pe care le avem în domeniul justiției. Dar replica mea a fost următoarea. Votarea acestei modificări nu ar fi împiedicat cu nimic realizarea acelor obiective despre care vorbim. Poate dimpotrivă ar fi pus o presiune politică și mai mare ca să implementăm acele reforme pe care ni le-am asumat. Altfel spus, toate argumentele care au fost aduse împotrivă nu rezistă în acest caz. E o greșeală să contrapui introducerea acestei modificări în Constituție cu realitățile pe care le avem. Noi niciodată în Republica Moldova nu vom avea o situație ideală din acest punct de vedere. De fiecare dată vor exista anumite impedimente, anumite rezerve, dar trebuia să le depășim. Asta ne-ar fi ajutat și în privința unificării forțelor pro-europene. Ce s-a întâmplat politic vorbind este că forțele europene au rămas și mai dezbinate. Dacă ne gândim la scrutinul electoral care ne stă în față, trebuie să ne gândim și la ceea ce va urma după aceasta. E nevoie să formeze o majoritate în Parlament. Modificarea respectivă era, după mine, și o punte prin care am putea să construim o eventuală majoritate parlamentară pro-europeană după alegerile parlamentare. Acest lucru nu ne-a reușit. Urmează să vedem, adică lupta va continua, dar s-a întâmplat așa un fapt ciudat, adică forțele pro-europene s-au pomenit exact pe aceeași poziție pe care s-au poziționat Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, lucru, după mine, greșit politic vorbind. Trebuia să ne poziționăm împreună vis-a-vis de acest subiect, fără ca să turnăm apă la moara oponenților noștri politici. Să zicem că a fost prea multă emoție în tratarea importanței. Au fost, adică eu înțeleg că au fost emoții, dar am făcut apel și la o maturitate politică. Adică atunci când ești un om de stat, depășește aceste disensiuni, pe alocuri supărări. Doamna președinte a adunării parlamentare NATO a fost în vizită în Republica Moldova în ziua când Parlamentul a votat această modificare. Am avut o întrevedere cu dumneaei, la această întrevedere au fost prezenți și reprezentanții Partidului Liberal și ea s-a arătat dezamăgită de acest vot, spunând că în Lituania ei recent au avut o situație când au trebuit să voteze un document ce ține de securitatea Lituaniei.
Și spunea doamna, eu sunt în opoziție, zice, nu doar că nu iubesc pe cei de la guvernare, deci pot spune că uneori îi urăsc, dar când s-a pus pe masă această strategie de securitate, 6 partide din Parlament și de la guvernare și din opoziție, cu excepția propriu sau unui singur partid care are, se pare, o poziție așa mai deosebită, mi se pare că e mai pro-rus, așa un partid, toate 6 partide am votat unanim pentru această strategie de securitate, pentru că ține de securitatea țării. Regretabil, în cultura noastră politică încă nu avem asemenea abordări. Sau dacă ele există, sunt foarte rare asemenea abordări, ca să putem depăși disensiunile pe care le avem pentru anumite lucruri care ne unesc. Aici, sigur, așa o critică am adresat și colegilor din Partidul Democrat, pentru că Partidul Liberal a cerut să fie supus votului și modificarea articolului 13. Vreau să ajung chiar aici și să vă întreb care este poziția coaliției de guvernare vis-a-vis de schimbarea sau modificarea articolului 13. Noi am discutat în cadrul coaliției. Poziția grupului parlamentar popular european este următoarea. Noi am pledat pentru includerea pe ordine de zi ambelor proiecte de modificare a Constituției și votarea lor împreună. Acest lucru ar fi mărit șansele de succes, inclusiv pentru proiectul ce ține de integrare europeană. Colegii din Partidul Democrat nu au acceptat această propunere, ei sunt încă divizați la capitolul denumirii limbii oficiale, deși avem hotărârea Curții Constituționale. Până la urmă, era și acest lucru mai mult o chestiune tehnică decât una politică, pentru că Curtea Constituțională a luat o decizie și toate autoritățile Republicii Moldova sunt obligate să utilizeze denumirea corectă a limbii oficiale, care este limba română. Dar n-am putut ajunge la acest consens. Dacă am fi ajuns, probabil că șansele votării integrării europene ar fi fost mult mai mari. De fapt, fiind la câteva luni de data acelor alegeri parlamentare despre care am și comunicat și tindem a comunica și desfășura acest subiect, care ar fi prioritățile, de fapt, actualei agende, așa, sau pentru actuala legislatură, așa, pentru că dacă inițial la începutul ultimii sesiuni parlamentare comunicaseți că ca priorități erau de fapt, iată, schimbarea articolului 13 din Constituție, dar și introducerea sintagmei de integrare europeană. Ce rămâne sau ce a rămas? O prioritate deja s-a consumat, cum ați menționat. Urmează să vedem dacă modificarea articolului 13 va fi inclusă pe ordine de zi. Noi vom susține, când zic noi, am în vedere Grupul Popular European, va susține includerea pe ordine de zi a modificării articolului 13 cu denumirea corectă a limbii oficiale vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Dar mai sunt și alte chestiuni importante. Bugetul de stat pentru anul viitor. Bugetul de stat va veni împreună și cu o nouă lege a salarizării despre care deja s-a anunțat. Da. E o lege care va fi în mod deosebit resimțită de cei care au salarii foarte mici, bugetari care au salarii mici. Vorbim de profesori, educatori, vorbim de personal medical, tehnic. Deci legea va oferi o creștere semnificativă pentru această categorie de persoane. Pe termen lung va fi, din câte am discutat în cadrul coaliției, urmează să vedem deja proiectul de lege, va servi drept temei pentru o abordare mai echitabilă când vorbim de salarizarea bugetarilor. Pentru că legea se referă doar la salarizarea bugetarilor. În sectorul privat, evident, fiecare oferă salarii în funcție de condițiile pe care le impune piața. Și atunci cum se fragmentează această platformă a bugetarilor, vorbind despre acele creșteri salariale de la 20, 40 sau 20, 50, chiar și 90% ca rezultat a comunicării liderului democraților domnul Plahotniuc în briefingul săptămânal organizat. Bun. Noi avem bugetari astăzi care primesc salarii relativ mari, unii chiar foarte mari, dacă ne referim la judecători, procurori, au salarii foarte mari. Evident că aceste categorii de bugetari nu vor avea spor de salariu, pentru că deja au salarii foarte mari. Dar avem bugetari care au salarii mici. Sunt unii care au 1000 și ceva de lei acolo, poate în jur de 2000 de lei.
ei vor avea o creștere mai mare, procentual vorbind, în comparație cu alte categorii de bugetari. Mm-hmm. Pentru că asta e, până la urmă, acesta e unul dintre scopurile majore ale acestei reforme. Noi avem în sectorul bugetar o categorie relativ mare de cetățeni care primesc salarii foarte și foarte joase și nu este lucrul acesta bun. Nu poți atrage în sectorul bugetar persoane calificate, persoane care ar putea oferi servicii mai bune dacă nu le dai salarii mai înalte. Așa că, din nou, urmează să vină legea în Parlament să o discutăm. Deci e proiectul de buget pentru anul viitor, legea salarizării care urmează să vină. Sunt și alte proiecte de legi în lectura a doua care urmează să fie votate. Aș vrea să reamintesc că aici Grupul Popular European a avut două proiecte de legi privind modificarea codului educației, unul ține și de examenul de bacalaureat, deci sperăm ca în această sesiune să fie votate în lectura a doua. Săptămâna aceasta, propriu-zis mâine, va fi discutată o reformă a carabinierilor, pentru că vorbeam tot apropo de armată, de strategia de armată, carabinierii până acum ei fac parte din forțele armate și se cerut o reformă și în acest domeniu, deci va fi o reformă legată de carabinieri. Strategia de securitate tot va suporta anumite modificări și va fi pe ordine de zi a Parlamentului. Probabil că acestea ar fi lucrurile cele mai importante. Astăzi, chiar la birou permanent, am discutat și alte legi. Deputații vin cu diferite propuneri. Nu sunt sigur că vom reuși pe toate să le abordăm. E sfârșit de mandat, sfârșit și sesiunea aceasta, vă reamintesc, se va încheia pe 30 noiembrie. După 30 noiembrie, actualul Parlament nu mai este în drept să adopte legi organice. Așa că toate legile organice vor putea fi adoptate doar până la 30 noiembrie. Am înțeles. Comunicând că o prioritate relativ s-a consumat, cea de introducerea sintagmei integrare europeană în Constituție, totuși dumneavoastră nu vedeți acea posibilitate de introducere această sintagmă în Constituție prin referendum propus a fi organizat în 24 zi alegerilor parlamentare? Domnul Candu a anunțat faptul că examinăm această posibilitate. Nu este luată o decizie politică dacă va fi sau nu va fi organizat acest referendum. Acum, chiar dacă el va fi organizat, cel mai probabil va fi un referendum consultativ, nu unul constituțional. Dar și un referendum consultativ, dacă se finalizează cu un rezultat bun, îți servește drept temei pentru a reveni la acest subiect în următoarea legislatură. Va trebui să analizăm, să cântărim dacă acest referendum este oportun. Pentru că, până la urmă, un referendum ține de oportunitate politică. Dacă revenim sau dacă fac așa o trimitere la Brexit, când a fost organizat referendumul în Marea Britanie, fostul prim-ministru al Marii Britanii probabil nu s-a așteptat că acesta va fi rezultatul. După aceea și-a dat demisia din acest motiv, pentru că el era pro-european, dar referendumul a venit cu un alt rezultat. Și atunci trebuie să-ți pui întrebarea de oportunitate politică. Îți trebuie un referendum care s-ar putea, teoretic, finaliza cu un rezultat care nu-ți convine, mai bine amâi acest referendum, pentru că astăzi există și un... Sunt elemente subiective, deci o parte a cetățenilor sunt așa sceptici față de integrarea europeană. Noi am trecut prin criza bancară, prin așa numitul furt al miliardului, scandaluri de corupție mari și cetățeanul simplu, el percepe integrarea europeană și prin prisma celor ce se întâmplă. Ceea ce e subiectiv, dar nu poți ignora aceste aparențe, pentru că în politică percepția contează foarte mult. De aceea va trebui să analizăm și să vedem. Domnul Cantul, m-am bucurat că nu s-a grăbit să anunțe că vom organiza un referendum. El a spus vom analiza posibilitatea organizării unui referendum.
Un detaliu care aș vrea să îl menționez este, unii au zis că nu e posibil în ziua juridică. Eu cred că e posibil. Eu nu văd nicio colizie. Noi avem interpretări ale curții care spun că și avem și prevedere legislației cu 60 de zile până, 60 de zile după. Nu poți organiza două referendumuri în aceeași zi, pentru că asta din nou nu este admisibil. Dar să organizezi un referendum consultativ într-o zi cu alegerile parlamentare nu cred că este o încălcare a normei constituționale. Dar pentru precizare, sigur că am putea sesiza curtea ca ea să se expună pe marginea acestui subiect. Coborând de fapt în jos, comunicând despre priorități, care ar fi prioritățile grupului popular european pentru această ultimă etapă? Bine, noi am vrea și pe această ultimă etapă să fim consecvenți în ce privește implementarea acordului de asociere, în ce privește implementarea programului de guvernare. Am vrea ca oamenii să simtă că în această perioadă în care a fost împreună la guvernare cu Partidul Democrat, s-au realizat și multe lucruri bune pe care cetățenii să le aprecieze în următorul scrutin electoral. Adică avem și o poziție clară vis-a-vis de integrare europeană, vis-a-vis de reforme. Suntem pentru reforme în justiție, pentru că justiția este domeniul unde avem cele mai multe restanțe. Aici, probabil, va trebui să gândim pe viitor și anumite reforme radicale. Iată, Partidul Democrat a anunțat despre conceptul de alegere a judecătorilor. Nu împărtășesc întru totul acest concept, dar unde aș vedea un punct de tangență este că noi avem nevoie de schimbări radicale în justiție dacă vrem cu adevărat ca justiția în Republica Moldova să funcționeze așa cum se cere într-un stat de drept. Reformele care le-am făcut până acum, așa cum spunea domnul Alexandru Tănase, se pare că au falimentat și nu au dat rezultatul scontat. S-ar cere o reformă radicală, adică fie prin alegere, fie prin schimbarea tuturor judecătorilor, o reformă genul cum a făcut Saakashvili în poliție, spre exemplu. Adică când tu ai venit și ai făcut o reformă de la zero, ca să asiguri totuși o masă critică de oameni integri, oameni competenți, oameni care au vocația să fie judecători, oameni care, de fapt, ei singuri sunt liberi înainte ca să ia decizii libere și independente. Ar fi nevoie de o asemenea reformă dacă vrem să asigurăm în Republica Moldova funcționarea ceea ce numim noi stat de drept. Da, în asemenea context, de fapt, nu s-ar bate cap la cap ceea ce ar însemna guvernare tehnocrată și cu o posibilitate în care judecătorii să fie aleși de către popor? Bun, eu, așa cum am spus, o guvernare tehnocrată, după mine, eu sunt rezervat față de așa, am să vă spun de ce. Ai nevoie de o abordare complexă, adică ai nevoie de tehnocrați. Cu siguranță că într-un guvern ai nevoie de tehnocrați, oameni competenți care își cunosc domeniile. Că e vorba de transport, e vorba de sănătate, e vorba de educație, ai nevoie de acești tehnocrați. Dar ai nevoie și de politicieni care au viziune, pentru că, până la urmă, totul vine în baza unui proces politic în sensul bun al cuvântului. Oameni care au viziune. Și atunci, dacă eu am viziune cu privire la un anumit domeniu, eu vin și îi spun tehnocratului, uitați-vă, aceasta e viziunea, aceasta e destinația spre care ne mișcăm. Vă rog să mă ajutați să realizăm acest lucru. Și tehnocratul te va ajuta. Dar eu nu, adică mie nu-mi plac guverne tehnocrate, pentru că guvern tehnocrat, el e lipsit de un element extrem de important. Elementul responsabilității politice. Într-o democrație, un guvern funcționează bine când există această responsabilitate politică. Pe tehnocrat l-ai pus, el azi este, mâine nu este. Eu, dacă sunt politician, eu ce îmi doresc? Eu îmi doresc să mai câștig un mandat, eu doresc să guvernez în această țară, eu doresc să particip la procese care țin de făurirea adică viitorul acestei țări. Și tu ai motivația aceasta, expresia asta în engleză, ai drive-ul acesta, adică un politician are drive-ul în sine ca să realizeze lucruri frumoase pentru generații. Și asta e important. Oamenii de multe ori nu prea înțeleg acest lucru. Nu toți politicienii poate au acest drive, dar eu, de exemplu, sunt unul dintre cei care am venit în politică pentru că am pasiunea aceasta, am dorința aceasta să realizez ceva pentru viitorul acestei țări. Și eu cred că politicienii trebuie să-ți facă acest lucru. Dar cu siguranță că iau nevoie de sprijinul tehnocraților, aceștia care cunosc bine domeniile, ei te vor asista, ei te vor ajuta să implementezi viziunea pe care o ai. Dar nu
putem să-i punem pe ei în capul guvernului, lăsându-i pe ei să ia decizii. După mine, e o abordare greșită. Guvernele tehnocrate nu au dat rezultate bune. Guvernele cu politicieni, cu viziune, într-o bună colaborare cu tehnocrații, au dat cele mai bune rezultate. Domnul vicepreședinte, dacă vorbiți cu un asemenea patos și cu, de un asemenea drive într-o promovare a ideilor de fapt și activismului în sens politic și vorbind despre alegeri, o întrebare care noi și o tindem o dau frecvent dumneavoastră, veți candida la alegerile parlamentare din februarie, da, în 2019? Eu intenționez să candidez, încă analizez modalitatea cum voi candida, dar aș dori să candidez. Sigur, suntem într-un context electoral, într-un context politic mai dificil. Era mai ușor să candidez în 2010 și apoi în 2014, după criza financiar-bancară, după ce partidul cu care am venit, eu nu am fost membru de partid, dar am venit cu echipa Partidului Liberal Democrat în Parlament. Echipa s-a destrămat. Vedem că și partidul propriu zis, dacă ne uităm în sondaj, are susținere foarte mică din partea cetățenilor. O bună parte de cei care sunt Partidul Liberal Democrat probabil s-au orientat spre partidul doamnei Sandu sau spre platforma, dar deci contextul politic astăzi este mai dificil. Mi-am asumat responsabilitatea să susțin această guvernare. Am făcut-o în mod conștient. Mi-am asumat anumite riscuri. Am făcut-o în mod conștient, deoarece am considerat, și astăzi nu regret acest vot, că este mult mai important să menținem această majoritate, așa cum vă spuneam, având sprijinul Statelor Unite ale Americii, având sprijinul României, am considerat că e mai bine să avem un guvern cu toate, să zic, deficiențele formării acestei majorități, decât să ne aruncăm în alegeri anticipate. Dar toate acestea implică anumite costuri politice, anumite costuri politice, costuri de imagine și nu este ușor, nu va fi ușor în această campanie electorală, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să mă avânt în ea, am acea viziune, am acea pasiune pentru țară și pentru viitor și dacă va voi Dumnezeu, vreau să continu această activitate politică. În termeni ipotetici, vorbind despre circumscripții uninominale, care va fi una mai dragă în caz în care vă depășiți într-o candidată. Avea Domnul Iisus o vorbă, ajunge zilii necazului ei, adică toate la vremea potrivită. Când voi lua decizia finală, voi anunța că am decis să candidez, iată circumscripția pe care candidez, nu ar vrea să anticipez anumite procese, pentru că, sincer, încă mai, adică mai cuget, mă mai rog ca Dumnezeu să-mi dea mai multă călăuzire și înțelepciune, cum e mai bine de procedat în următoarele alegeri. Să merg pe circumscripție, să merg pe listă de partid, să merg și acolo, să merg și dincolo, adică sunt mai multe posibilități pe care le examinez și până la sfârșitul anului voi anunța decizia pe care am luat. Bine, la capitolul circumscripții deja, adică nu mai tindem a desfășura pentru că nu mai scoatem apă la acest subiect. Care ar fi poziția pe care dumneavoastră o împărtășiți vis-a-vis de ceea ce comunică cei de la opoziție, că reformele care se inițiază și au pornit să se inițieze în acest an electoral și mai ales în jumătatea doi anului, sunt de fapt niște instrumente preelectorale. Ar fi aceasta așa sau nu este loc pentru a face uz de aceste două asocieri? Din păcate, noi utilizăm acest argument, inițiativă preelectorală, inițiativă electorală, cu conotații foarte negative. Eu cred că cuvântul electoral trebuie văzut și ca ceva pozitiv, pentru că atunci când spun electoral, eu mă gândesc la percepția și, de fapt, reacția cetățeanului. Cum percepe și cum apreciază cetățeanul ceea ce fac eu. Pentru că dacă cetățeanul va aprecia bine ceea ce am făcut, el mă va susține în continuare. Și aici nu ar trebui să ne temem de faptul că urmărim, să zic, dividende electorale. Scopul bătăliei politice, până la urmă, este să obții încredere și susținere din partea cetățenilor. De altfel, de ce te mai afli în politică? Adică de ce te-ai inventat în politică dacă pe tine nu te interesează care este opinia alegătorului? Nu poți neglija într-o bătălie politică opinia alegătorului. Evident, nu totdeauna poți
satisface toate solicitările care sunt. Nu poți merge pe ceea ce se numește populism, adică vii și încerci să fii populist promițând la dreapta și la stânga și asta vei face, și asta vei face. Sunt lucruri când trebuie să spui și nu. Și acest nu implică anumite costuri, implică critici din partea electoratului, dar încerci să le echilibrezi și să, pentru binele mai mare, pentru binele comun, totuși găsești un anumit consens, un anumit compromis și te miști înainte. Deci acest argument, după mine, el iarăși e utilizat așa pentru ca, pur și simplu, nu vrei să susții ceva. Am o expresie care așa îmi place, mă auzit de la cineva, că e mai ușor să critici întunericul, dar este mult mai eficient să aprinzi o lumânare sau să aprinzi o lumină. Adică dacă vrei să lupți cu anumite fenomene în societate, hai să faci ceva. Dar de criticat e cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci. Eu ce regret din partea colegilor, inclusiv a foștilor colegi din Partidul Liberal Democrat, este că noi nu am intrat în corpuri la guvernare în 2016. Dacă fracțiunea Partidului Liberal Democrat, cu cele 21 de mandate, după ce plecase domnul Leancă și domnul Carpo, deși era bine și ei să nu plece, dacă fracțiunea Partidului Liberal Democrat, cu 23 de mandate, intra la guvernare, raportul de forțe ar fi fost altul în această majoritate. Noi am fi asigurat un echilibru politic mai sănătos și o eficiență a promovării și implementării reformelor mult mai mare. Da, astăzi cei care au rămas în grupul sau în fracțiune Partidului Liberal Democrat, cei 5 deputați, pot fi critici. Dar, din nou, întrebarea mea este, dar ce au făcut ei ca aceste reforme să fie mai eficiente? Doar să le critique? Doar plecând în opoziție? De ce nu au intrat? De ce nu am intrat împreună la guvernare? Pentru că cetățenii le-au dat acest mandat. Domnul Morar, deci asta e problema după mine. Noi am avut mandatul cetățenilor. Și cetățenii nu ne-au dat mandat să mergem în opoziție. Cetățenii ne-au dat mandat ca să guvernăm această țară și să o ducem pe calea integrării europene. Întrebarea simplă este, de ce n-am vrut să facem acest lucru? Ne-am speriat de responsabilitate? Ne-am speriat de o criză? Da, criza a fost și din vina noastră. Și astăzi să încerci să te speli pe mâini și zici, nu e vina noastră. Ba da, e vina noastră a tuturor, celor care au fost la guvernare în perioada 2010-2014. Am guvernat împreună țara. Am comis anumite greșeli, au fost anumite erori. Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea, dar poți să-ți asumi responsabilitatea și corectând greșelile pe care le-ai făcut. De ce nu am rămas împreună la guvernare? Ca să corectăm problemele din domeniul bancar, să eliminăm corupția, să putem îmbunătăți sau să putem realiza o reformă mai bună a justiției. Aceste lucruri se cereau de la noi în momentul de criză, pentru că atunci când ești într-un moment de criză, de fapt ești un moment de test al maturității și al abilității tale. Cel mai simplu este să strântești ușa și să pleci. Dar cum se numește momentul în care ne aflăm acum, de fapt? Bine, noi ne aflăm... Vorbim despre un moment de criză anterior, dar acum ce avem? Eu nu cred că suntem într-un moment de criză. Noi, din cauza faptului că n-am depășit criza, așa cum vă descriu eu, noi nu am realizat rezultatele sau nu ne-am atins potențialul pe care l-am avut. Lipsa unui consens pe fondul... Unui exemplu care a fost cel cu votarea unui proiect ce urmărea introducerea unei sintagme care, de fapt, ca valoare este susținută și de acele partide pro-europene, nu a fost susținută, nu avem o etapă și o zonă de criză politică și la ziua de azi. Eu aș numi asta o zonă de criză politică. Noi avem o zonă politică complicată la moment, tensionată, pentru că criza, după mine, este când instituțiile nu funcționează. Și noi am avut demisia guvernului, așa cum spuneam, condus de domnul Valeriu Strelet. Deci noi trebuia să asigurăm funcționalitatea guvernului, parlamentului, instituțiilor statului. Și asigurând acea funcționalitate, noi am depășit propriu-zis criza. Dar, repet, noi puteam să o depășim într-un mod în care aceste instituții ar fi activat mult mai eficient și ar fi oferit rezultate mult mai bune decât am oferit. Eu cred că, ținând cont de contextul cum s-a format acest guvern, ținând cont chiar de faptul că a fost stopată finanțarea externă, acest guvern s-a descurcat destul de bine. Guvernul nu duce lipsă de bani, salariile sunt plătite, pensiile sunt plătite, fie și modeste, dar au fost asigurate o anumită creștere de salarii, o anumită creștere de pensii. Ea putea probabil fi mai mare dacă era un efort comun conjugat. Dar cu toate acestea n-am avut regrese. La capitolul social, la capitolul economic, a fost o conferință organizată de expert grup macro săptămâna trecută.
însă și Expert Group, care este un ONG, de că nu poate fi suspectat de partizanat politic, a remarcat că există o creștere economică de 4 sau 5%. Ei, de asemenea, adăugat, nouă ne-ar trebui în condițiile care ne aflăm o creștere de 7-8% să avem. Dar totuși e o anumită creștere, adică nu este o descreștere economică. Nu este o creștere a cursului inflaționist. În nu. Raport cu anii anteriori. Deci, din punct de vedere macroeconomic, noi am menținut o dinamică pozitivă. Fie, repet, și modestă, dar dinamica este pozitivă. Și acest lucru, eu cred că merită apreciat. Fără a avea finanțare din afară, având pe interior proteste, având pe interior așa nemulțumiri, totuși s-a reușit ca procesul de guvernare să fie gestionat relativ bine. Cum s-ar numi, de fapt, această răfuială ideologică care rămâne și se păstrează a fi, sau această luptă pe fondul imperativelor politice, est-vest, unire, integrare și așa mai departe? Pentru că, până la urmă, coaliția de la guvernare împărtășe o poziție și aduc o realitate. În contextul comunicării cu cei de la opoziție, ei comunică despre o altă realitate. Cum se numește această lipsă de, de consens continuu deja și tot precedat de ceva timp? Bun, eu cred că e un fenomen complex, pentru că noi suntem martori a unei divizări și polarizări a societății destul de mare. Adică e o polarizare excesivă în societate și această polarizare și divizare se răsfrânge și asupra clasei politice, pentru că clasa politică, până la urmă, reflectă ceea ce se întâmplă în societate. Sunt procese inerente prin care trece o democrație tânără, cum este democrația Republicii Moldova, lipsa unei culturi politice, lipsa unei experiențe de stat, pentru că și statalitatea noastră este foarte tânără, adică spre deosebire de țări care au o experiență bogată în spate. Ne uităm la țări cum sunt România, cum este România sau alte țări. Păi noi nu putem să ne comparăm. Chiar dacă România a trecut prin perioada asemănătoare cu a noastră, am în vedere, a avut o guvernare de asta comunistă, o guvernare așa autoritară, ei totuși au avut instituții ale statului care au o memorie instituțională, au o anumită experiență. Noi a trebuit să le formăm toate aceste lucruri de la zero. Și nu totdeauna ne-a reușit. Eu deseori folosesc această expresie. Cineva spunea că lui Dumnezeu i-a trebuit o noapte să-i scoată pe evrei din Egipt, dar după aceea i-a trebuit 40 de ani să scoată Egiptul din ei. Adică suntem și noi într-o așa perioadă de tranziție. Democrația, în multe privințe, în Republica Moldova, este încă durerile nașterii. Și de aceea trebuie să fim înțelegători și îngăduitori, dar nu înseamnă că ar trebui să fim nepăsători, adică tot ce ne unește, tot ce este bun, tot ce contribuie la dezvoltarea țării trebuie susținut. Aceste procese, și regret din nou, pentru că exemplul care s-a dus cu includerea sintagmei a fost o ocazie bună de a ne uni pentru un lucru bun. Încă nu avem această maturitate să depășim emoțiile, să depășim supărările care le avem, ca să ne unim pentru lucruri bune. Dar totuși speranța există. Adică eu rămân relativ optimist dacă ne uităm la istoria relativ scurtă a statului Republica Moldova. Anul acesta am celebrat 27 de ani. 27 de ani nu este o istorie prea mare. Putem vedea anumite rezultate bune care s-au obținut în acești 27 de ani. Dar am fi putut obține mult mai multe. Urmează să vedem dacă tragem concluziile care se impun din toate procesele prin care am trecut noi, din toate crizele prin care am trecut noi. Eu am fost în perioada 98-2001 în Parlament. Mi-am amintit de criza socială, criza economică de atunci, când nu eram în stare să plătim pensii la oameni, ne plăteam în produse alimentare, în produse industriale, le plăteam pensii la oameni. Am depășit și perioada respectivă, deci oricum Republica Moldova a înregistrat o anumită creștere. Apropo, dacă nu greșesc, conform ultimului raport al Fondului Monetar Internațional, Republica Moldova nu mai este cea mai săracă țară din Europa. Adică, din nou, poate e un rezultat modest, dar nu mai suntem cea mai săracă țară din Europa. Dacă ne uităm la venitul
per capita, adică pe cetățean. E și aceasta, după mine, un anumit rezultat. Sigur, din nou, eu anticipez critici, poate unii care mă ascultă, despre ce vorbim noi? Dar noi vorbim de anumite puncte de reper, adică noi totul prin comparație. Ai anumite puncte de reper care vorbesc despre ce eu spuneam mai devreme, o dinamică pozitivă. Fii și modestă, dar e o dinamică pozitivă. De ce n-am continuat să zic așa, să alimentăm această dinamică și să o amplificăm ca să avem rezultate și mai bune? Fiind la finalul emisiunii, de fapt, dând ușor așa la o parte cele aproape 3 decenii de independență despre care dumneavoastră ați comunicat, dar și celelalte, care este poziția grupului popular european vis-a-vis de ceea ce înseamnă Pro-Moldova sau cum comunicase și liderul Partidului Democrat, domnul Plahotniuc, la manifestația de duminică, că este o nouă doctrină de stat? Uh-huh. Da, așa a anunțat domnul Plahotniuc, am auzit și eu din discursul pe care l-a avut. Pentru noi, un test a fost modificarea Constituției. Din acest test am tras concluzia că Pro-Moldova nu exclude integrarea europeană, adică nu sunt lucruri care se exclud reciproc unul pe altul. Opinia mea personală este că lozinca Pro-Moldova este o nuanțare a mesajului electoral care vine Partidul Democrat în această campanie. Bine, orice partid este liber să pună accentele în modul cum ei înțeleg. Presupun că au stat de vorbă cu oameni, adică au modelat și ei un mesaj care ar prinde mai bine la cetățeni și au venit cu acest mesaj. Dar eu acest mesaj, din nou, nu l-aș contrapune integrării europene a Republicii Moldova. Pentru că atunci când vorbim despre integrare europeană, noi vorbim din nou despre o cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Această cale astăzi este cea mai atractivă pentru Republica Moldova, ca oamenii să se bucure de un trai frumos, un trai decent, să se bucure de prosperitate, să avem pace în țară. Și apropo, și acest lucru trebuie apreciat. În toți acești ani de zile, evident, cu excepția acelui conflict pe care l-am avut, în țară avem pace. Trebuie să ne bucurăm totuși. Atunci când ai pace în țară, deja e o precondiție extrem de importantă pentru prosperitatea țării. Așa că revenind din nou la acest mesaj Pro-Moldova, eu îl percep ca un mesaj electoral pe care Partidul Democrat vrea să-l transmită în această campanie electorală. Se va vedea la sfârșitul campaniei dacă mesajul a prins bine sau nu a prins bine. Fiecare partid, repet, este în drept să vină cu un anumit mesaj. Eu cred că ei au reușit și dintr-o anumită realitate ce ține, pentru că dacă iarăși revenim la un mic detaliu la votarea acestei sintagme, cred că unii dintre colegi sau foștii colegi care am fost împreună, ei nu au votat pentru că în societate există și o anumită oboseală cu privire la integrarea europeană. Adică sintagma asta pe alocuri parcă a produs o anumită oboseală. De ce? La percepție? La percepție, mă refer la percepție. Și atunci când știi lucrul acesta, îți dai seama că nu vei fi taxat așa de dur. Adică refuzul lor, ei probabil l-au măsurat și prin perspectiva unei taxări politice din partea electoratului. Deci toate astea luate împreună arată că trecem în continuare printr-o perioadă așa mai dificilă, o perioadă mai complexă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu eu cred că și această perioadă va fi depășită. Noi totuși trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu, să facem tot ce depinde de noi. Când eram mic, părinții mi-au dat așa un sfat acasă, zice: tu fă tot ce depinde de tine și Dumnezeu va face restul. Mi-e place în engleză cum sună fraza: you do your best and God will do the rest. Adică tu faci tot ce depinde de tine și Dumnezeu va face restul. Deci hai să facem tot ce depinde de fiecare din noi și eu cred că Dumnezeu va purta de grijă și celorlalte probleme pe care noi le avem astăzi în societate. Anghelenski, revenind pe replica dumneavoastră sau replica mesajului dumneavoastră, cu pace în țară și cu pace în suflet, noi vă mulțumim pentru prezența a noi în emisiune. Vă mai așteptăm pentru că în perioada care urmează va fi ce să ne comunicați. Noi cu multă deschidere vă așteptăm. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost cu noi. Vă urăm o seară frumoasă, toate bune și pe curând!